început scrima la vârsta de 10 ani, departe de sala aceasta. Eram clasa a treia și un domn, fostul meu antrenor, a intrat în sala de clasă, eram în ora de română, și a început să prezinte scrima, să spună ce este, n-aveam nici cea mai vagă idee despre asta. Și mi-a spus că el are un club de scrimă și că ar dori să adune cât mai mulți copii. Primul meu antrenament a fost în pantaloni de training și în cizme. Și stăteam într-un colț, eram 40 de copii, eram acolo în colț, în cizme. După 2 ani, domnul Lide Nicolae m-a remarcat, ca să zic așa, și m-a dus în sala aceasta, unde am reușit să câștigăm multe rezultate bune. Când eram dincolo, aveam... de fapt, nu aveam echipamente chiar atât de bune și de performante. Și cum avem noi bustiera, aveam ceva din fier, ca să zic așa. Erau foarte mic și eu pe alea le-am primit. Și după un an, după ce am început să trag, am primit altul bun și nou. Și eram foarte, wow, ceva se schimbă. Devenea din ce în ce mai atractiv. Pe urmă, am avut noroc că cunoșteam... Colegii erau colegi de clasă, de școală, eram toți acolo, ca o familie. Primul meu concurs a fost în Satu Mare. Am plecat cu fostul meu antrenor, dar și cu domnuile. Și când am ajuns acolo, domnuile trebuia să dea înscrierea pentru diferite categorii. Evident, fiind mai înaltă, am aflat după concurs că dânsul a trecut la o altă categorie, la categoria mai mare. Dar acolo am reușit să iau locul 3. Am fost fericită, ca să zic așa. Când am ajuns acasă, părinții mi-au spus: pentru mine n-au avut medalie. Și am zis: lasă, o să fie data viitoare. În suta de medalii, sau ca să zic așa, peste 100, am doar... Toate îmi plac, dar am cele două de la campionatul european de la individual din 2015. De mic am învățat de la domnule că fără muncă nu faci nimic. Și recunosc că ne-a plimbat în cantonamente și ne-a legat și de fetele mari, campioanele olimpice. Ne-am dus împreună cu ele în cantonamente, deci simțeam că nu mai aveam vlagă, eram foarte obosită, dar am zis că poate asta o să merite cândva și așa e.